Bună ziua, dragi prieteni! Mă găsesc undeva într-o binecuvântată zonă de munte, cu o climă foarte plăcută, cu munții care au mai mult aspect de dealuri, forme domoale, forme în care cresc păduri foarte plăcute la vedere, cu pajiști întinse, unde pasc animalele, oile în mod principal, și mă găsesc undeva chiar în albia unui pârâiaș zglobiu de munte, care curge din spre munte, care are o apă cristalină, o să-l prezentăm imediat în momentele care urmează. Facem această scurtă introducere pentru că Dumnezeu este Cel care a creat și apa și, cum spune în Geneza 1:9, Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Iar în Geneza 1:2 spune că pământul era pustiu și gol și peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Va să zic că Dumnezeu la început a făcut cerul și pământul, pământul era acoperit de aceste ape și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra acestor ape. Când a despărțit, după ce Domnul a zis să se strângă la un loc apele care sunt sus de dedesubtul cerului și să se arate uscatul, Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. De ce? Pentru că Dumnezeu, cum povesteam și într-unul din episoadele trecute și cum ne spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu zice și se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă. El nu este ca noi, oamenii, să facem un lucru, trebuie să ne chinuim, să muncim. El are putere în El, este Dumnezeu, puterea este a Lui, El este atotputernic, omniprezent și omnipotent și tot ce zice se face, poruncește și ce poruncește ia ființă, pentru că acel lucru se găsește exact în cuvântul Lui pe care îl pronunță. El zice și se face. De aceea noi să ne apropiem de Sfânta Scriptură, pentru că ea e cuvântul lui Dumnezeu și ea are putere să ne schimbe viețile, ea care a creat cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Zice și se face și pe noi ne poate face noi nouți, ne poate face din oameni păcătoși sfinții lui Dumnezeu, ca îngerii din cerul de sfinți. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Hei, ce frumos zice în Geneza 2:10. Un râu ieșea din Eden, va să zic că aceasta ne duce cu gândul la grădina Edenului. După calculele mele personale, grădina Edenului ar fi pe undeva prin zona statului Irak, țării numite Irak, în Orientul Mijlociu, cum cunoaștem astăzi. Un râu ieșea din Eden și uda grădina și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe, patru râuri mai mici, un fluviu mai mare din care ieșeau fluvii sau râuri un pic mai mici, dar destul de mari ca să ude acea grădină de sute de mii de kilometri pătrați. Spune Sfânta Scriptură că aceste brațe aveau denumirea, unul era Pison, celălalt Gihon, celălalt Hidekel și celălalt Eufrat. Eufratul, cel puțin eu astăzi îl cunosc, există un fluviu care trece și prin statul Irak, există. Și celelalte nu mai cunosc dacă există, voi căuta să mă informez pe hartă. Și spune că în Geneza 2:15, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Să o lucreze, am înțeles, dar să o păzească de cine? Că atunci nu se căzuse în păcat. Da, nu se căzuse în păcat pe planeta Pământ, dar în împărăția cerurilor se căzuse în păcat prin acel Lucifer care a fost înger de lumină și care s-a răzvrătit și a atras după el o treia parte din îngeri și a ajuns ca să ispitească lumile necăzute în păcat. A venit vremea și celor de pe pământ să, prin Adam și Eva, să fie și ei testați dacă ascultă de cuvântul lui Dumnezeu sau nu și l-au așezat pe Adam și pe Eva în grădina Edenă să o lucreze și să o păzească. De cine? De Satana și îngerii lui care urma să vină să-l ispitească și să-l îndemne la păcat. Aceasta este misiunea lui și din păcate nu s-a achitat până la capăt, însă prin jertfa Domnului Iisus și Adam și Eva știm că vor fi mântuiți, pentru că avem date din care reiese că ei au făcut prietenie cu Dumnezeu, s-au împăcat cu Dumnezeu, s-au pocăit, deci s-au căit de păcatul care l-a făcut și sperăm cu toții să ne întâlnim în împărăția celor cu părinții noștri pământești, cu Adam și Eva,
dar mai ales cu Tatăl nostru Ceresc, Tata Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. Iată această ambianță plăcută, este luna lui cuptor, cum se spune în popor, în timp ce sus pe dealuri arde soarele foarte puternic, la umbră, la munte este mai răcoare, dar aici, în vala acestui pâriaș, este o răcoare tare plăcută și este un pâriaș globiu care pe timpul iernii și al primăverii are un debit, un volum de apă mult mai mare, însă acum fiind o vreme secetoasă pe timpul anului, apa este mult mai puțină, dar există. Există, curge la deal. Mă gândeam așa, Doamne, ce frumos le-ai creat Tu pe toate. Cum te-ai gândit la toate? Cum te-ai gândit la cel mai mic detaliu și cum toate se mișcă în mijlocul naturii ca acele piese fine din interiorul unui ceasornic? Și meditam așa la circuitul apei în natură. Mai învățasem eu ceva de pe la școală, dar vreau să spun că în acei 16 ani de școală nu am învățat nici pe departe cât de mult am învățat în Sfânta Scriptură, îndrumat de Duhul lui Dumnezeu. Da, Duhul lui Dumnezeu ne învață mult mai mult decât orice școală omenească, orice școală de pe pământul acesta. Am ceva informații din școala generală despre circuitul apei în natură, și mă gândeam așa, va să zic că Domnul trimite căldura soarelui. Soarele face să se încălzească apele din oceane, știm că pământul nostru e acoperit cu două părți, mări și oceane, și doar cu o parte, pământ uscat. Pământul care a venit sub formă de ploaie, apa care a venit sub formă de ploaie pe pământ și apa din oceane se evaporă și se transformă în nori. Norii se măresc cu particule fine de apă datorită căldurii soarelui și tot datorită căldurii soarelui se formează curenți de aer cald și pentru că la polul nord, unde este soarele mai depărtat de polul nord, acolo sunt curenți de aer rece și se formează acolo zone cu aer rece, iar unde încălzește soarele către tropice și către ecuator, zone cu aer cald. Și atunci aerul rece tinde să vină către aerul cald atunci când este, de exemplu, toamnă și împinge în exterior aerul cald și se formează vânturile care anunță că vine toamna, vine iarna, se răcește vremea, pentru că axa pământului s-a înclinat și axa pământului s-a înclinat la potop datorită păcatului, datorită faptului că a trebuit să vină potopul și Domnul a hotărât să nimicească toate făpturile, mai puțin pe cei care au ascultat de el, efectiv familia lui Noe, ce frumos să leagă lucrurile, vine toamna, pentru că în grădina Edenului nu existau patru anotimpuri, exista un singur anotimp, dar datorită păcatului avem patru anotimpuri. Primăvară, vară, toamnă și iarnă. Va să zic că vine toamna, aerul rece fiind mai mult, împinge aerul cald și apar vânturile pe care noi le numim îndeopște crivăți. Crivăți, el bate dinspre răsărit, dinspre Rusia, dinspre Siberia, dinspre polul nord, de unde este aerul rece. După aceea, pământul se învârte în jurul soarelui, și ajunge la un moment dat ca să iasă din iarnă și să vină primăvara, pentru că emisfera sudică este mai aproape de emisfera nordică este mai aproape de soare și emisfera sudică se depărtează și atunci emisfera nordică se apropie, se încălzește soarele în emisfera nordică, așa, se formează curenți de aer cald și atunci curentul de aer cald devine majoritar față de curentul de aer rece, se formează vânturile pe care noi aici în țara la noi îl numim austru, el bate dinspre vest și când vedem, când simțim că vântul nu se vede, când simțim că vântul bate dinspre vest, acesta este semnul că acela este vânt cald, anunță vreme caldă și vine primăvara, după aceea vine vara și atunci când vara vine, se încălzește vremea, însă atunci când se încălzește vremea,
se evaporă, se strâng norii, cum spuneam, norii unde au tendința ca să-și lase apa, să se transforme în picături acele particule fine. La munte. De ce la munte? Pentru că la munte este aerul mai rece și se produce acel condens mult mai rapid. Și prima ploaie sau pe timpul iernii zăpezile se transformă în ploi sau în nisorii datorită aerului rece de pe vârful munților. Chiar și vara pe munții mai înalți există temperaturi foarte scăzute și acolo încă ninge. Și acea nisoare când vine primăvara, încălzindu-se un pic mai tare, dar nu așa de mult ca la câmpie, se transformă în râuri, în pârâiașe, zglobii, care cur la vale, apele cur la vale, la un moment dat apele care cur la vale udă solul, udă dealurile, se unesc unele cu altele, se transformă în pârâiaș, din pârâiașe se transformă în râuri, de râuri intră în fluviile și fluviile se varsă în mare. Atunci când plouă destul de mult, cum plouă la noi de obicei, există, datorită abundenței de apă, se formează și pârâiașe subterane. Și acel pârâiaș subteran, ajungând într-un mal din acesta de deal, nu mai are tendința să treacă tot prin deal pentru că nu are pânza freatică necesară și atunci el iese la suprafață și atunci apare el sub forma de izvor, izvoraș. Aceste izvorașe formează pârâiașe, pârâiașele se unesc unele cu altele care vin de la alte izvorașe și apare un pârâiaș mai mare, se transformă în râu, în fluviu, după aceea afluenții intră și formează un râu din acela mare, mare, numit fluviu și fluviul se varsă în mare, iar de acolo din mare, suprafața și oceanele fiind foarte mari, se evaporă sub influența căldurii soarelui, se transformă iar în nori, norii se măresc, norii plouă în mod deosebit la munte, dar și în zona de dealuri și câmpie de multe ori, fiind în nori din abundență, iar plouă, iar udă dumbrăvile, iar udă câmpiile, iar se evaporă, iar udă și ce frumos a lăsat Dumnezeu acest circuit binecuvântat în natură ca să existe viață. Da, ce frumos, foarte frumos! La noi lunile iulie și august sunt cele mai secetoase și cea mai mare nevoie este atunci când natura ne oferă cea mai puțină apă, și anume în lunile iulie și august. Pârâiașul acesta este un pârâiaș care vine, cum spuneam, chiar dintr-un munte din fața noastră. El curge la vale, însă apa lui, în mod deosebit pe lunile iulie și august, se împuținează, până când mai jos, cu o distanță oricare, dispare complet, pentru că nu mai are alți influenți care să-l aprovizioneze cu apă, este cald, el tot se evaporă, pământul e mai uscăcios în vale și acea uscăciune a pământului absoarbe pârâiașul și la un moment dat el dispare în pământ și nu mai curge. Dar în zona mai de sus a lui este și din ce în ce mai mare este volumul de apă. Însă are și copaci. Pădurea este formată din numeroși copaci. Copacul are o foarte mare capacitate de a reține apă, atât din ploi cât și din sursa pârâiașelor. Tone și tone întregi, mă miream de unde frunzele lui, ale copacului, transpiră și în arșița căldurii soarelui el elimină multă apă. Dar prin fibrele trunchiului de copac se transmite apa prin trunchiul copacului către frunze ca ele să poată să consume apă prin procesul de fotosinteză și să se evapore din frunzele lor. Deci rădăcinile copacului, noi știm că coroana rădăcinilor e comparabilă cu coroana aeriană a copacului și săpam undeva într-o zonă cu iarbă, nu avea apă. Când am săpat la rădăcina unui copac, pământul era foarte umed, avea foarte multă apă. Deci copacul, prin rădăcinile lui, a lăsat Dumnezeu ca să aibă o mare capacitate de a reține apă și la baza copacului există un pământ mult mai umed, în timp ce în zona neîmpădurită pământul este complet secetos. E marele avantaj al copacului. Da. Ce mai putem spune?
Este un mare avantaj pentru noi ca să valorificăm pârâiașele de munte. Pârâiașul de munte este acum în timpurile din urmă tot mai rar. Întâlnim cursuri tot mai rar. Pârâiașele, pentru că sunt timpurile din urmă, dispar specii, dispar plante, dispar și pârâiașe. Spune că în timpurile din urmă, cum se amintește în cartea Apocalipsa, soarelui i s-a dat să dogorească. De ce? Datorită păcatului oamenilor. Însă totuși noi trăim cu apă, Dumnezeu știe că avem nevoie de apă, Dumnezeu se îndură de noi, ne trimite ploi la vreme, ploile reprezintă sursa principală prin care sunt aprovizionate pârâiașele și izvoarele de munte și nu numai. Și lucrul acesta mă duce cu gândul undeva în Cartea Judecători, capitolul 1 cu versetul 15, când spune, ia, este vorba de fata lui Caleb, i-a răspuns, Caleb îi deduse terenuri, dar ea i-a răspuns, dă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos, dă-mi și izvoare de apă. Judecătorul 1 cu 15, dă-mi și izvoare de apă. Și Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Un pământ fără apă nu are chiar nicio valoare, devine arid, devine ca pe planetele nelocuite. Nu are nicio valoare, dar valoarea este, pământul este dată de apă. Dacă avem apă, avem ce mânca. De ce? Avem apă, udăm grădina, grădina rodește și mâncăm produsele pe care le-am pus în grădină. Cum putem identifica sursa de apă? Din puținele cunoștințe pe care le am, știu că pe acolo, prin livez, pe unde se află mult sipirig, sipirigul este un indiciu că acolo, pe dedesubt, nu la prea mare adâncime, este așa un curs de apă. Acum, sipirigul acela poate să arate că este un izvor care curge, deci izvorul ce înseamnă că arată? Izvorul arată, adevăratul izvor este cel care curge și pe timpul secetos. Dar acel sipirig poate să existe și doar datorită ploilor, nu că ar fi ceva izvor pe dedesubt. Deci sipiricul arată ori că e o scurgere de apă din ploi, ori că este un izvor de bază care curge pe acolo și trebuie verificat. Alt indiciu am descoperit că mai este alunul. Alunul este un copăcel care arată că în zona respectivă este apă. Alunul. Pentru că alunul crește în locurile unde este apă. Acum, că este apă de ploaie sau că este izvor permanent, trebuie verificat. Și alunul este încă un indiciu. Da. Este foarte important să înțelegem cât de mult înseamnă pârâiașurile pentru noi și se spune că în timpurile din urmă apa va fi unul din principalele obiecte de litigiu, chiar se vor face războaie pentru apă, este nevoie să avem mare grijă de pârâiașe, să le gospodărim foarte bine, pentru că sursa de apă, acum, în timpurile din urmă, este într-o continuă scădere. Mă refer la sursa de apă dulce. Harul lui Dumnezeu, pentru că oamenii l-au depărtat pe Dumnezeu, se retrage și, retrăgându-se, încep să se retragă și binecuvântările lui Dumnezeu. Da. Ce avem noi de făcut? Ce ne rămâne nouă de făcut? Ne rămâne de făcut să ne predăm cu totul și cu totul în mâna lui Dumnezeu. Să nu uităm acea imagine pe care Domnul Iisus a lăsat-o în fața ucenicilor când a mulțit pâinele, le-a poruncit la ucenici să strângă frimiturile. Să fim chipzuiți cu darurile lui Dumnezeu, cu sursa de apă, și cu tot ce primim din la El, să avem acel spirit al dărniciei, să avem acel spirit al predării de sine și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat aceste daruri minunate, fără de care nu ar fi putut fi posibilă viața noastră. Dar totuși, mai mare decât apa, este Dumnezeu. Dumnezeu ne întinde o masă în pustie, Dumnezeu ne poate da o găleată mare cu apă în pustie,
pentru că El a făcut apa și dacă l-avem pe El, avem chiar și apă. Deci noi să nu disperăm atunci când nu mai e apă, că vor fi vremuri când nu vom avea apă, pentru că dacă l-avem pe El, avem apă adevărată. El ne dă atât apa pentru trup, dar ne dă și apa vieții, apa vie, din care, cum ne amintește Domnul Iisus, nu ne va mai fi sete dacă vom avea din apă, din apa aceea. Să ne aduce aminte că Ilie a mers 40 de zile prin pustie doar cu puterea care i-a dat-o pâinea aceea și cu puterea pe care i-a dat-o ulciorul, apa din ulciorul respectiv. Păi avea putere ulciorul respectiv să-l țină pe el prin căldura deșertului să meargă 40 de zile? N-avea nicio putere. Mergea o zi, două, trei, dar îi se făcea sete și murea până la urmă. Dar cine l-a ținut în viață 40 de zile? Mergând prin deșert. Domnul Dumnezeu. Deci, să avem grijă, să ascultăm de Dumnezeu, pentru că făgăduințele lui Dumnezeu se pot împlini în viața noastră, dar ele sunt puternic condiționate de ascultarea noastră față de El. Îți voi da dacă faci aia, îți voi da dacă faci aia. Te voi binecuvânta dacă vei asculta de mine. Deci garanția binecuvântărilor noastre nu este alta decât ascultarea de Domnul Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru pârâiașele de munte, să-i mulțumim lui Dumnezeu că mai avem un pahar de apă pe masă, de unde să bem, că mai avem cu ce să udăm grădinile, că mai avem cu ce să ne spălăm, că mai avem cu ce să preparăm hrana, pentru că vremurile sunt tulburi și așa cum pârâiașul Cherit a secat, acolo unde l-a dus Domnul Dumnezeu pe Ilie, la Cherit, a secat pârâiașul, va veni o vreme când va seca și pârâiașele noastre, dar Domnul Dumnezeu nu l-a lăsat pe Ilie să moară de foame, ci Ilie a băut apă și a mâncat de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a asigurat și lui și ne va asigura și nouă tot ce este necesar ca să ni se mărească credința, să ne încredem și mai tare în El. El ne pune la încercări, dar dacă ne încredem în El, nu vom duce lipsă de nimic, nici de apă, nici de alte surse de existență. Până una alta, avem un singur lucru de făcut. Să ne pregătim pentru împărăția Lui și pentru cer. Și nu rămâne decât să vă spun, să vă dea Domnul apă curată și sănătoasă, la dealuri și la munți, o apă limpede, de izvor, răcoroasă, să vă dea și apa cuvântului, care ne spală de păcate, și să ne bucurăm în continuare de prezența Lui și să ne întâlnim cu toții în împărăția Lui. Nu rămâne decât să vă doresc să aveți mari bucurii în continuare și să trăiți veșnic. La revedere!